Bună ziua tuturor, bine ați venit în casa mea. Eu sunt Camelia. Bună ziua, bună ziua, cornulețe. Pe un aici în față. Dați. Ia să desfacem unul, să vedem cum este. Este pufos, pufos. Ia uitați. Rețeta este foarte simplă. Am pus cam o căniță de lapte, o căniță, un păhăruț, cu un deget mai jos, cam 160 de lapte, un ou întreg și un gălbenuș. Am pus cam 30 de ulei, sare, 30 de miere de albine, nu am pus zahăr în interior, am pus zica de miere. Puteți pune și esența de vanilie și de rom. Ia uitați. Așa. Un praf de sare și cam 370 de grame de făină a intrat. Ia uitați, eu trag. Trageți să se răsucească bine. Ia uitați. Și rezultatul este acesta. Ia uitați ce cornulețe. Ele cresc și le dăm la cuptor. Ia uitați ce bine arată. Vedeți? Așa arată în interior, uitați cât sunt de pufoase, nu știu dacă se vede bine. Să mai rup unul, să-l vedeți, ia uitați. Oh. Sunt moi. Le umpleți cu ce doriți, le umpleți. Sunt bune. După aceea le-am uns, după ce au crescut, le-am uns cu puțin lapte cu gălbenuș. Un pensionaj, le-am uns și le-am dat la cuptor. Stăm la cuptor, cornurile sunt gata. Ia uitați cât sunt de... Ia uitați-le. Ia uitați. Acum o să-l punem pe masă noastră de lucru. Presurăm puțină făină. Îl întindem și îl răsucim așa. Și acum o să-l facem bucățele, o să-l tăiem bucățele. Și o să tăiem așa bucățele mici. Și apoi o să le întindem pe fiecare. Așa. Și acum o să luăm fiecare bucățică și o să tragem capetele în jos. Ia uitați. Și o să facem câte o biluță. Presurăm cu puțină făină și le așezăm așa. Ducem capetele de desubt, apoi răsucim și am format și facem așa până le terminăm pe toate. Așa. Și punem și acum o luăm pe ultima și o să avem. Avem 8, 10, 11 biluțe și o să avem 11 straturi. O să întindem pe fiecare câte o foaie. Ia uitați. Așa. Și o să luăm o biluță și o să întindem câte o foaie. Avem biluță. Apăsăm și o să întindem o foiță. Așa.
Așa. Și fiecare foiță, pe fiecare foiță o să adăugăm un pic de unt. O să luăm așa câte puțin și o să punem pe fiecare. Pe toată suprafața. Mai luăm puțin. Așa. Acum o luăm și o dăm deoparte. O punem aici. Și luăm a doua făiță și o întindem. Și așa procedăm cu toate. Întindem. Vedeți? Întindem bine și acum o luăm și o așezăm peste cealaltă. Deasupra aici. Ia uitați, așa. Una peste cealaltă. Acum o să întindem puțin unt și aici. Așa. Și continuăm așa până le terminăm pe toate. Acum, după ce am întins, vedeți, am pus straturi, unul peste celălalt, cu unt în interior. Și continuăm până le terminăm. Mai punem unt. Untul este la temperatura camerei, este moale. Așa, întindem bine. Aici am avut 125 de grame de unt, vedeți? Și nu l-am pus pe tot. Așa. Am uns bine. Acum o să mai punem încă una deasupra. Așa. Mai apăsăm puțin. Punem unt. Ia uitați, luăm așa untul moale de aici. Și punem peste. Și întindem bine pe toată suprafața. Așa. După ce am întins bine, avem ultimul disc și o să acoperim. Apăsăm puțin și acum o să punem totul pe o farfurie. Puteți pune totul direct pe o farfurie să începeți. Așa, apăsăm puțin. Acum o să acoperim și o să dăm la frigider până se întărește untul. Cam o oră o să lăsăm. Și după aceea o să întindem din nou. Acum dăm la frigider. Am scos din frigider. Uitați, au crescut puțin. Acum o să punem puțină făină. Și o să le punem, o să le luăm de aici, o să le punem pe masă. Și o să întindem încet, încet. Presurăm puțină făinuță, să nu se lipească sucitorul. Și o să întindem încet. Thank you.
batem bine. Am întins bine și acum o să tăiem. O să tăiem, să facem cornulețe. O să le facem simple și pot fi mâncate cu dulceață, cu ciocolată, cu cremă de ciocolată, cu cremă de patiserie, cu ce vă place. Și o să le răsucim. Eu am să tai puțin aici, pe mijloc, puțin, puțin. Și acum am să trag, ia uitați, am să trag așa și încet, încet am să răsucesc, ia uitați, am să răsucesc bine, ia uitați, acesta este cornulețul și am să-l pun într-o tavă și o să-i lăsăm să crească. Acum să-i facem pe toți. Tragem. Și tragem. Tragem și răsucim. Ia uitați. Și punem în tavă. Așezăm aici unul lângă celălalt. Și facem până terminăm. Acesta este ultimul. Lăsăm la crescut. O să acoperim cu un... Cornurile au crescut. Și acum un gălbenuș cu puțin lapte. L-amestecăm. Și o să ungem pe fiecare. Le ungem bine și le dăm la cuptor la 180 de grade, circa 20 de minute. Cum arată? Și mai mici și mai mari, depinde cum s-au răsucit. Ia uitați-le. Așa arată. Aici a ieșit miezul. Ia să vă arăt. Ia uitați.